Ne întâlnim cu situații în care trebuie să aflăm un număr necunoscut, un termen al adunării sau descăzutul, scăzătorul, în cazul scăderii. Exercițiul poate să arate așa. Cât plus 12 este egal cu 237. Mai întâi stabilim ce nu cunoaștem. Este o operație de adunare și nu cunoaștem primul termen. Pentru a afla primul termen din sumă, scot termenul cunoscut. Și iată, voi scrie 237 minus 12. 2 din 7, 5, 1 din 3, 2. Primul termen este 225 și îl scriu la locul său. Regula este că un termen al adunării, în cazul nostru primul termen, se află scăzând din sumă termenul cunoscut, în cazul nostru cel de-al doilea termen. Este o regulă pe care trebuie să o aplicăm de fiecare dată când trebuie să aflăm un termen necunoscut, fie că este primul, fie că este al doilea. Mă gândesc la un număr. Din el scad 42 și obțin 217. La ce număr m-am gândit? Observând modul de scriere, descoperim că numărul necunoscut este descăzutul, primul număr al scăderii, numărul cel mai mare. Și atunci descăzutul se află prin operația de adunare. 217 plus 42. Descăzutul este 259. El este singurul termen necunoscut care se află prin adunare. Scriem și noi regula. Descăzutul se află adunând restul cu scăzătorul. Ce număr se scade din 426 pentru a obține 301? Observăm după modul de scriere că necunoscutul este de data aceasta scăzătorul. Scăzătorul fiind numărul mai mic, se află prin operația de scădere. 426 minus 301. 6 minus 1, 5. 2 minus 0, 2. 4 minus 3, 1. Scăzătorul este 125. Scăzătorul se află prin scădere. Scad din descăzut restul.